v-am regăsit! În sfârșit filmez pe lumină naturală! Ce mă bucur pentru că s-au lungit zilele! Da, este o fericire simplă. Eu mereu mă bucur când vine primăvara-vara pentru că este sezonul meu favorit. Scrieți-mi în comentarii care este sezonul vostru favorit. E bine, hai să trecem la ale noastre că ne-am cam luat cu vorba. După cum bine vedeți și în clipul de astăzi, o să testez pentru voi probabil că printre cele mai frumoase rujuri pe care le dețin. Dar, din păcate, mi-am luat o mică mare țeapă pentru că, bineînțeles, rujurile pe care le dețin momentan și pe care le-am comandat sunt de pe bine cunoscutul site AliExpress. Da, dar mi-am luat o țeapă pentru că am comandat, deci am vrut să fac acest clip pentru voi, am comandat 6 rujuri, dintre care mi-au venit doar 3. Și credeți-mă că am așteptat după ele mai mult de 2 luni, deci eu rujurile astea le-am comandat acum 100 de ani, dintre care mi-au venit doar 3 și nu știu dacă mai am încredere în site-ul ăsta AliExpress, pentru că e ciudat, este prima oară când mi se întâmplă așa ceva. De obicei eu nu am treabă cu comandatul online, dar de data asta văd că mi-am luat țeapă, așa că vă sfătuiesc și voi să aveți grijă de unde vă comandați. Eu nu sunt o mare, cum să zic eu, nu prea comand așa de pe AliExpress, dar de ce am vrut să fac rujul ăsta și ce m-a... De ce am vrut să fac clipul ăsta și ce m-a inspirat să fac acest clip? Am văzut pe Instagram, am văzut așa un brand din ăsta, nu știu dacă este neapărat chinezesc sau japonez, dar cred că este chinezesc. Brandul se numește Florasis. Stați așa că vi-l arăt imediat. Și am intrat la ei pe site-ul lor oficial. Mamă, și când am văzut ce cosmetice superbe au, în special rujurile, dar au o paletă de farduri, frate, care este ieșită din comun de frumoase și sinceră să fiu, eu aș cumpăra acea paletă de farduri doar ca să o țin la vedere, așa, ca și decor, pentru că este incredibil de frumoasă. Deci eu când am văzut rujul, este imprimat așa cu flori, cu trandafiri, cu flori de cireș, absolut totul mi se pare că este ca o poveste. Prețul, din nou, este ca o poveste incredibil de scump. Dar, frate, deci cum arată, mamă mia! Și nu sunt sigură dacă Florasis livrează și în Marea Britanie, în România, cred că sub nicio formă, n-am auzit. Sincer să fiu, nici nu știu unde ați putea să găsiți acest brand, dar din nou mă repet, cosmeticele lor sunt absolut superbisime și mi-este foarte, foarte ciudat că nu pot să pun mâna pe câteva dintre ele. Am văzut și pe Amazon, dar nu sunt sigură dacă sunt originale. Așa că am rămas cu buza umflată și am intrat pe AliExpress. Am impresia că un ruj de-a lor costă în jur de 42 de lire, foarte scump, dar este foarte frumos. L-aș păstra doar așa să mă uit la el de frumusețe, că n-aș avea tupeu să mă dau cu el pe buze. E prea frumos, e prea delicat, nu știu, e altceva. Da, trecând la ale noastre, uitându-mă eu așa pe Florasis, am intrat pe AliExpress să văd dacă o să găsesc niște dupes. Sau niște, mă rog, rujuri inspirate după acest brand și am găsit. Faza e că am comandat în jur de 6 și v-am zis că, din păcate, au venit doar 3. Cutiile un pic cam storcite. Asta, cel puțin, ia, uitați-vă. Și vă rog să-mi scuzați unghiile, dar nu știu din ce motiv, aici, la degetul thumbs up, mi-au picat 2 unghii, deci la ambele mâini, dar anyways, le-am de vreo 2 săptămâni, așa că trebuie să le dau jos. Da, după cum vedeți, cutiile mi-au venit un pic storcite, așteptarea mea de 2 luni de zile, parcă a rămas așa un pic dezamăgită, să zic, cel puțin asta, nu vă mai zic, uitați-vă în ce hal mi-a venit. Storcit, fliocit, vă dați seama cum a dat cu el de pereți când l-a băgat în dubă și prin avioane și prin astea. Are ceva dingly-blingly. În caz că voi primi și celelalte 3 rujuri pe care le-am comandat, voi mai face încă un clip, sper că nu vă supărați și după câte am văzut eu, vouă vă plac genul acesta de videouri în care testez
în special rujurile, așa că haide să trecem la treabă. Mi-am adus și laptopul lângă mine să fiu la curent cu comanda. Deci, sincer să fiu, sunt foarte, foarte supărată că nu mi-au venit și celelalte trei. Mai sunt câteva zile și se încheie comanda. Nu știu ce se va întâmpla, dacă o să-mi returneze banii, dacă o să refac din nou comanda sau dacă o să rămân cu buza umflată. Probabil, cel mai probabil este că o să rămân cu buza umflată, dar în fine. Haideți să nu ne mai insistăm și să vedem ce am primit aici. O să încep cu prima cutie, care are ceva dingley-dingley așa prin ea. Să știți că este o cutie foarte drăgălașă. Uitați-vă la asta. Deci are desenat pe ea o tânără domnișoară într-o eră victoriană, aș putea spune. Da, îi zice ornat, nu mai știu, scrie pe chineză, habar nu am ce înseamnă, dar haide să deschidem cutia și să vedem ce se află înăuntru. Super mega storcită, uitați-vă la asta. Superb, ce să zic. Așa ar trebui să se deschidă. Oh my goodness me! Da, este un rujuleț foarte, foarte drăguț. Wow! Uitați-vă la ambalajul ăsta! Mama mia, cât e de frumos! Oh my god! Dar ce s-a întâmplat? Ah, are magnet! Ce naiba! Ah, ok, deci... Nu, n-are magnet, nu știu. Are un lanț. Lanțul ăsta era lipit cumva de aceste chestii cu biluțe. Foarte, foarte drăguț. A, deci ăsta este ca un colier. Și apoi poți să-l porți la gât. Mama mia, ce frumusețe! Da, rujul este foarte drăguț, ambalajul este foarte drăguț, însă se vede clar că este făcut din plastic. Mi-ar fi plăcut să fie făcut din metal, dar... wow, este foarte drăguț! În fine, acum și la prețul pe care l-am dat. $5.59. Ok, și zice Queen Scepter 3 Color 3-in-1 Matte Velvet Lipstick Birthday Present, whatever le are pe toate. Oh! Uf! Wow, ce negru e! Aoleu! Testul mirosului. Miroase a chimicale. Așa arată. Sper să vedeți cum trebuie. Rujul este negru, negru, negru. Nu știu, cred că îi se schimbă culoarea atunci când îl aplici pe buze. Îl vom aplica și pe buze pentru că nu m-am dat cu nimic încă. Acesta este capacul și pe ruj scrie AG&AG. Ceva firmă, probabil. Dar zic să vedem ce și cum. Haide să vedem cum arată pe buze. Mie, sincer să fiu, îmi place foarte, foarte mult ambalajul. Nu știu dacă am să-l port pe post de colier, dar pentru că toți suntem la acest test, după ce îl voi aplica pe buze, îl vom pune și pe post de colier să vedem cum arată. Oh, wow! Se face roșu când îl aplic pe buze! Nu știu dacă forma acestui ruj nu este prea comodă pentru a te da cu el pe buze, dar în rest e foarte fain. Probabil ar merge să folosești o pensulă și apoi să-l aprinzi pe buze, pentru că aceste triunghiuri și forme nu sunt prea ajutătoare când vine vorba de aplicare. Adică nu poți să dai formă, știți ce zic? E foarte incomod. Oh, wow, dar e foarte fain. Vedeți ce zic? Că nu se... e greu să îi dau formă buzelor. Ce frumoasă e culoarea, deci nu vine să cred. O ador! Deci este un roșu cireaș așa, deci este absolut superbă culoarea. O ador, efectiv o ador. Wow, nu mă așteptam la asta. Îmi place maxim, maxim acest ruj. Este superb. Singurul dezavantaj, v-am zis, este forma, pentru că nu prea poți să te dai cu rujul pe buze din cauza formelor. Parcă e greu de aplicat și de dat formă buzelor, știți ce zic? Dar în rest este absolut superbisim. Cum îmi stă? Eu zic că... are un gust destul de ciudat, din păcate, dar în fine, nu mă așteptam la wow, ceva wow.
Totuși, m-a lăsat plăcut impresionată și o să-i dau un mare, mare thumbs up. Deci, ador, efectiv, ador culoarea. Este așa și lucioasă. Se simte foarte hidratant pe buze. Oh my god! Îmi place mult de tot. Însă nu știu dacă o să-l păstrez, dar probabil că o să-l păstrez. Mi-e puțin frică să mă dau așa cu el din cauza ingredientelor, dar așa ca și culoare și ca formă, este un ruj foarte frumos. Mi-ar fi plăcut să fie mai safe așa. Oh, dar asta se cam mișcă. Ioi, se topește. Ok. Un pic cam strâng. Bun, iar acum haideți să vedem cum arată și la gât, pentru că ăsta ar fi un accesoriu fai, super mega bombă. Dacă aș putea, dar nu am simțit găurii. Hai, Cristina, o bagă repede. Ok. Oh my god, nu, sub nicio formă nu sunt porul la gât. Ce e asta, frate? Mamă, simt că mă sugrumă. Nu, deci e prea mare să fie purtat la gât. Hell no. Nu. Nu. Nu-l purtăm la gât. Arată foarte bădărani așa și nașpa, deci cu purtatul la gât îl... nu e ceva frumos. Dar... dau rapid jos. Mamă, deci mă strânge. Nu pot. E ceva de groază, nu. Dar cred că pot să-l port așa, pe mână, știți? Dacă mergi undeva la o petrecere și vei să fii tu super fancy și să ai un accesoriu mai diferit, cred că ar merge să îl port așa la o petrecere. Mă rog, depinde ce fel de petrecere. Ok, zic să trecem la următorul ruj. O să-l iau pe acesta. Foarte, foarte drăgălaș. Din nou, are un ambalaj, o cutie foarte drăguță. Acesta a venit cel mai puțin storcit dintre cele trei rujuri pe care le-am primit. Îi zice Novo 95335 Queen's Vintage Velvet Lip Glaze. Oh my god, iar restul este în chineză, nu înțeleg nimic. Probabil că pe spate avem și lista cu ingrediente, dintre care eu nu înțeleg absolut nimic. Dar haideți să vedem cât a costat acest ruj. Văd ceva foarte shiny, tiny înăuntru. Ia uitați-vă la asta, un diamant imens. Cât capul meu. Da, păcat că e din plastic. Dacă aș fi așa un diamant. Foarte bougie. Oh my god, cât e de frumos. Pe bune? Wow! Deci uitați-vă la asta cât e de frumos, deci e... frate! Și ăsta cred că e făcut din sticlă pentru că rujulețul se simte așa greoi. Nu e ca celălalt făcut din plastic, e o diferență foarte mare și îmi place și acest super bougie diamant. Asta a fost doar 3,71 de cenți. Doamne, deci eu nu pot, cred că... deci nu, eu nu pricep, frate, de ce sunt atât de ieftin? Adică uită-te la ambalajul ăsta, dacă te gândești numai câți bani bagă în ambalaj, e insane. Ok. Haideți să vedem ce și cum. Deci vi l-am arătat. Dar acum testul mirosului. Are un miros destul de plăcut, așa foarte subtil, nici măcar nu îl simți. Ce și cum. Oh, wow! Deci ăsta este un ruj mat. Ok. Puterea de pigmentare nu este foarte mare, dar este o nuanță foarte plăcută. Uitați-vă la asta. Se simte foarte catifelat așa când l-am aplicat pe mână, dar acum zic să îl aplicăm pe buze. Ok, mă așteptam la ceva, wow, nu. E foarte subtil așa, ok, dar măcar nu este roșu ca și celălalt. Wow, îmi place, îmi place super mult culoarea. Nu știu dacă e atât de mat, că văd că este puțin shiny atunci când îl aplic pe buze. Dacă ar fi fost mat, ar fi trebuit să nu aibă acest luciu. Dar în rest, frate, este foarte, foarte drăguț. Îmi place mult de tot.
îmi place mult, mult, mult de tot și o să-i dau un mare thumbs up, deci nu am nimic de zis rău despre acest ruj, în afară de ingrediente, că nu știu ce se află în el, nu știu unde ai făcut, nu știu de unde mi-a venit, dar trecând peste asta, i-aș da un mare, mare thumbs up, pentru că este foarte frumos. Thumbs up! Hai să trecem la următorul! Haideți că avem ultima cutie, adică ultimul ruj. Din nou avem ceva super jingly-blingly înăuntru. Așa că, da, pe cutie scrie Lipstick Silky Touch. Din nou este același brand de la Novo, pentru că și pe ăsta scrie tot Novo. Deci, cred că este un brand așa chinezesc, în fine. Da, din nou pe spate avem o novelă în limba chineză pe care eu nu o înțeleg, probabil ingredientele și mă rog, iar așa arată cutia din față. Ok, iar acum hai să vedem ce se află înăuntru pentru că sunt mega curioasă. Ce se află? E ceva superb. O gentuță, o gentuță. Oh my god, cât e de drăguță! Oh my god, uitați-vă la asta! Wow, ce frumoasă e! Ok! Pe bune? Oh my god! Vai, cât e de drăguț! Deci e ca o gentuță! Ce-o pui așa? What? Are și oglindă. Eu acum am văzut, dar are și oglindă aici. Ok, asta cred că este rujul. Deci, în primul rând, uitați-vă cât e de drăguță. Sincer, să fiu, nu-mi pasă dacă rujul este nașpa. O să o port oricum. Deci, ăsta este un accesoriu atât de drăguț. What? Are un buton. Ok, deci, ăsta este butonul. Fiți atente că ăsta este butonul. Apeși. Bum! A ieșit rujul. Oh, și acum, haideți să vedem ce ruj avem înăuntru. Oh, ai cât e de drăguț! Ok. Oh my god, are modele pe ruj. Deci, nu, n-ai cum. Uitați-vă la asta. Cum, frate, să... Deci, nu, cine a venit cu ideea asta e o idee genială. Efectiv, un ruj absolut superb, o culoare superbă, care merge la aproape orice gen de make-up. Adică, dacă mergi undeva și ai pus așa un ceva minimal pe față și apoi rujul ăsta, pe post e rujul pe post de gentuță. Bine, și cu alte gentuțe, da. Oh my god, nu, e și eu m-am îndrăgostit. ce culoare drăguță, hai să vedem. Oh, wow! Este un roșu așa, aprins. Deci eu sunt îndrăgostită de asta. Deci ăsta este cel mai frumos dintre toate cele trei, sincer vă spun. Oricum, parcă rujul în sine pare să fie mult mai închis, dar când îl aplici pe buze, este o culoare mai aprinsă, așa, un roșu aprins. Acest rujuleț în formă de poșetuță este probabil că cel mai frumos dintre toate. Sincer, mie ăsta îmi place cel mai mult. În primul rând pentru că poșetuța e super mega cute și în al doilea rând pentru că culoarea, că virgulă culoarea mi se potrivește de minune. Cred că toate culorile sunt super faine, însă ăsta mi-a intrat la suflet și cu siguranță o să îl report. Acum haide să-l băgăm înapoi. Îmi place cel mai mult că are și o oglindă așa foarte drăguță în care chiar vezi ce faci. O să-i dau un mare thumbs up. Sincer, nu vine să cred că prețul acestui ruj a fost doar de $3.79 sau 72 cât a fost. Îmi place mult de tot. O să-l păstrez, o să-i dau un mare, mare thumbs up pentru că ăsta este favoritul meu și cu siguranță o să port această gentuță ruj. Și da, arată foarte drăguț. Ce să zic, nu mai am ce să zic, sunt foarte încântată. Vă rog din suflet să mă urmăriți și pe conturile de socializare, pe Instagram, pe Facebook și pe TikTok, acolo unde vă aștept cu poze, bineînțeles dacă vă face plăcere. Dacă nu,
Aia e, ce să fac, aia e, frate, aia e, dar știu, eu am încredere în voi și știu că suportul vostru este de aici și până la cer, sunteți mereu împreună cu mine, și la bine și la rău, suntem ca o familie așa, o familie minunată. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la capăt, dacă v-a plăcut, dați-mi un mare thumbs up, iar noi ne vedem data viitoare cu un nou video. Vă pup, vă iubesc și aveți grijă de voi!